Accident feroviar grav în Costa Rica. În urma acestuia au fost răniți 245 de oameni, majoritatea ușor, dar 5 dintre ei sunt în stare gravă, potrivit autorităților și presei locale. Totul s-a întâmplat ca urmare a ciocnirii dintre două trenuri de navetiști care circulau pe aceeași linie. Reprezentanții companiei de căi ferate au dat vina pe o eroare umană, dar au vorbit și despre o defecțiune a echipamentelor de comunicare prin radio instalate în locomotive. Scriu cei de la Digi24. Accidentele feroviare sunt frecvente în Costa Rica, o țară săracă din America Centrală, dar rareori este vorba despre coliziuni frontale între trenuri.